Muncă neîncetată, milioane de ore de antrenament și multe medalii și campionate câștigate datorită dansului. Începem în 3, 2, 1... La un nou vlog aici la Chris Beyond the World Carpool Edition. Primăvara a început, iar înainte să începem, vreau să vă doresc tuturor o primăvară minunată, plină cu energie pozitivă, plină cu dragoste și plină cu momente de bucurie. Iar acum că v-am făcut un pic să zâmbiți, urmează să intrăm în lumea dansului, pentru că invitatul special de astăzi se ocupă cu asta încă de la vârsta de 6 ani. Așa că ridicați-vă în picioare, pentru că în vlogul de astăzi urmează să dansăm, pentru că în câteva momente o să-l avem alături de noi pe mintitelul Andrei, despre care de-abia aștept să vină și să ne încânte cu povestea și experiența lui. Rămâneți cu noi, pentru că totul se află la Chris Beyond the World Carpool Edition. Soarele este pe cer, asta înseamnă că energia pozitivă continuă să vină înspre voi, începând de acum. De-abia aștept să-l avem lângă noi și de-abia aștept să-i ascultăm povestea împreună. Salutare! Salutare! Ce faci? Foarte bine! Tu ce faci? Foarte bine! Salutare oamenilor! Ce faci, domnul? Mă uite bine ce să fac, mă plimb. Nu-mi place să stau, așa că tipic mie aș putea spune, am venit să... împărtășesc un pic și cu tine din energia mea pozitivă, că am văzut că aici la tine asta se face. Vii cu energie pozitivă și așa trebuie să le dăm și lor, pentru că le-am zis că de când a început vlogul, toată energia noastră pozitivă pe care o creăm aici se duce direct la ei. Neapărat. Și încercăm să o facem o zi mai bună din o bucățică din toată energia pe care o avem noi. Exact. Asta facem noi aici la Chris Beyond the World. Acum că am avut parte de muzică, pentru că vlogul trecut am vorbit despre muzică, acum urmează să vorbim despre dans, pentru că tu te pricepi foarte bine la acest domeniu. Să începem cu începutul. Tu ai început de la vârsta de 6 ani. Exact. De ce și cum? De ce? Foarte simplu, dintr-o pasiune a mamei. Ca și copil nu cred că vine cineva la 6 ani sau poate chiar când e mai mic, că unii sunt norocoși și se apucă de sporturi de și mai tineri. Nu vin și o să-i zici părintelui, bă, eu vreau să fac aia, eu vreau să fac sportul ăla, faci cum unde te dă mama și tata, acolo te duci și aia faci. Spre norocul foarte, foarte, foarte mare al meu, a fost o pasiune a mamei mele, ea a fost gimnastică ritmică 8 ani. Wow! Și când am mai crescut un pic, a descoperit dansul sportiv. S-a băgat la dans sportiv și a plăcut foarte, foarte tare și s-a gândit că i-ar plăcea foarte mult ca și noi să facem asta. Și zic noi pentru că eu am un frate mai mic, actual fotbalist, care s-a apucat în același timp cu frasul mai mare de dansuri. El a dansat 3 luni și a schimbat papucii de dans pe ghete de fotbal. Cum ți-ai dat seama că e potrivit pentru tine dansul? Pentru că și eu am făcut dans sportiv când eram mic, dar mi-am dat seama că nu e de mine. Măi, cred că a fost un pic de noroc la început, pentru că eu am o perseverență în sânge și o determinare foarte, foarte acerbă, motiv pentru care când am avut prima ocazie să mă las de dans a fost după 8, nu chiar 8 ani, hai să zic vreo 7 ani de dans, deci deja eram mai mărișor, doar că când am fost întrebat dacă vreau să mă las de dans din cauza lipsei de rezultate la momentul ăla, am zis nu. Și motivația principală era faptul că deja am făcut 7 ani, de ce să mă las acum? Știu sigur că aia a fost decizia corectă, pentru că în ziua de astăzi, chiar dacă am bacul, că ați avut un vlog legat de asta, da, săptămânile trecute, deja că nu l-ați urmărit, mergeți și urmăriți-l. De acum, antrenamentele au ajuns să fie mica mea oază de liniște și de relaxare. În tot vacarmul ăsta construit de clasa a 12-a, cu facultăți, cu bacalaureat, este plăcerea noastră, se simte clar că noi mergem acolo pentru plăcerea noastră, pentru bucuria noastră, pentru a ne face nouă un bine. De ce ai nevoie și de la ce vârstă recomand să se apuce cineva de dans? Ideea este cu cât mai devreme cu atât mai bine, dar nu prea devreme că strici. Cred că asta ar fi fraza care le înglobează pe toate. Ce strici?
Strici pentru că copilul fiind foarte mic, el are o atenție de pește de acvariu. Peștele de acvariu face așa un cerc și ajunge din nou de unde a plecat și zice: wow, n-am mai fost pe aici, de-aia mai facem cu un cerc și mai facem cu un cerc. Și peștii de acvariu duc o viață fericită pentru că iau impresia că sunt într-o mare. Ei nu știu că se află într-un acvariu. Exact așa sunt și copiii mici. Tocmai de-aia cred că aș recomanda undeva în jurul vârstei de 5 ani, 4-5 ani, cam pe acolo ar trebui să-și înceapă activitatea un sportiv, un copil. Și de ce ai nevoie? Măi, e relativ simplu. Ai nevoie de dorința de a veni la sală și de... Eu am început fără papuci, fără nimic. Mă duceam cu Adidas și o pereche de Adidas și o pereche de pantaloni de training, mă schimbam când ajungeam la sală. Deci, ca începător, tu n-ai nevoie de nimic. Ai nevoie de dorința ta de a învăța să dansezi. De dorință și pasiune, până la urmă. Exact. După care, tu ai luat legătura cu dansul ăsta, ai luat legătura cu sportul ăsta. Da. Ai descoperit că, parcă îmi place. Și ai zis: mamă, gata, mă duc la concursuri. Și la concursuri ai avut un mare rezultat. Mare rezultat. Doar știu că am fost și la tine la concursuri și te-am văzut cum dansezi și... Da, ai avut unul dintre norocoșii care a văzut un concurs de dans sportiv live. Exact. Cine știe când va fi următorul. Corect. A fost o aventură foarte lungă până la primul pas pe podium, a fost o aventură foarte lungă până la prima cupă, până la prima medalie pusă pe gât, până la prima lacrimă vărsată de fericire pentru rezultate. Și bănuiesc că au fost milioane de ore de antrenament și muncă. Da, nu știu, nu le-am numărat, sincer să fiu, dacă ar fi să fac acum un calcul, cred că s-ar ridica la milioane, dar da, este foarte mult de muncă și nu, adică rezultatul e acolo undeva, exact, în spate. Tu trebuie să te gândești că faci asta pentru tine și că vrei să-ți demonstrezi ție ceva. Rezultatul ăla nu se demonstrează nimic altceva decât faptul că tu ai muncit și e o gratificare a muncii tale. Adică nu, noi nu muncim pentru rezultate, nu ne antrenăm pentru rezultate, ne antrenăm pentru noi, ca să ne placă nouă cum dansăm, ca să ne placă nouă cum arătăm și după rezultatele vin și îți confirmă faptul că faci bine ceea ce faci. Ai în portofoliul tău foarte multe concursuri la care ai fost. Da. Știu că ai un stil și bănuiesc că dansul sportiv are nevoie de eleganță. Are nevoie de eleganță, dar este foarte mult despre amprenta personală, să știi, pentru că dacă te uiți la doi dansatori, nu se danseze niciodată la fel. Am avut onoarea să fiu la un show de-al tău, la un concurs de-al tău. Mm-hmm. Am zis show prima oară pentru că asta mi se pare. Asta consider că este un concurs de dans, este un adevărat show. E o desfășurare de forțe acolo și emoție și eleganță. De n-ai cum să-l consideri altfel. Este superb. Și hai să vorbim despre concursuri, pentru că de-abia aștept să vadă oamenii, chiar acum care se uită, să vadă părți din concursurile tale și din momente în care te vedem dansând. Concursurile sunt o plăcere și pot să spun asta gândindu-mă la faptul că ieri stăteam la un antrenament, tot așa cu părerea mea de mână, și ne gândeam cât de mult ne lipsește un concurs. Pentru că într-adevăr, dansăm și în sală, dar îți lipsește energia publicului, îți lipsește tevatura, pentru că concursul e foarte diferit pentru un spectator sau pentru un sportiv. Și cred că asta se aplică la absolut orice sport. Da. În spatele unui concurs de dans sportiv, unde se vede doar eleganță și doar oameni cu părul făcut la dungă, cu tone de fixativ în cap, fete cu machiaj perfect, cu sărmăluțe în cap, cum așa le spunem, la cocurile făcute la fete, sărmăluțe. Deci oameni care arată în teorie aranjați perfect, care cu 2 minute înainte alergau prin spate, era o tevatură foarte mare, și-a lăsat papucii nu știu unde, are emoții și nu știe cum o să intre pe ring, lucruri care pentru noi sunt relativ normale, lucruri care nu se văd în mod normal la un concurs, pentru că există o zonă specială pentru sportivi, exact, o zonă specială amenajată cu vestiare și o zonă specială amenajată pentru încălzire. De ce ai nevoie și ce trebuie să faci înainte de un concurs, cum te pregătești, să-mi povestești despre tot ce înseamnă aspect, cum vă pregătiți, pentru că când v-am văzut acolo, sunteți ca și scoși din cutie. Și dacă și am avut vlog despre modeling, consider că cumva lucrurile astea se îmbină, adică voi trebuie să arătați incredibil. Să arătați excelent acolo. Pentru alea câteva minute că dansăm, pentru că adunate nu depășesc 10 minute,
de dans continuu, cât stăm acolo pe ring, noi ne pregătim ore. Partenerele noastre, având în vedere că aceste concursuri se întâmplă în orașe, cum ar fi București, Cluj, Constanța, care sunt la o distanță considerabilă de Brașov, se trezesc, dacă noi trebuie să concurăm la ora 12, iar partenerea mea la 4 e în picioare. Este o disciplină, e de-a dreptul o disciplină și asta înseamnă sportul. Sportul înseamnă disciplină pentru toate sporturile, dansul sportiv fiind un pic mai sus, dacă... Mai în armată, așa. Mai cam ca în armată, este cam ca în armată. Adică noi, când intrăm pe ring alea 6 minute, 10 minute cât dansăm, suntem perfecți de la... Și trebuie să arătăm o imagine perfectă de la unghia, de la picior până la ultimul fir de păr din cap. Wow. Nu e ușor, nu e ceva ce oricine ar putea să facă. Eu în momentul de față îmi fac părul singur, partenera mea își face părul și machiajul singură, lucruri pe care când ești mic nu știi să le faci, le înveți de la antrenori, de la alți dansatori. Dar cu timpul, cu exercițiu și cu multă muncă, lucrurile astea sunt niște lucruri pe care le poți face și singur. Nu există niște cursuri speciale de formare în direcția asta, nu există, nu suntem niciunul hairstyliști sau make-up artiști în cazul fetelor, dar cu toții știm să ne facem părul, să o ajutăm și pe parteneră dacă este nevoie, să ne dăm partenera cu autobronzant, la machiaje eu unul nu mă bag, că nu mă pricep și nu s-a lipit nimic de mine, dar cunosc foarte mulți dansatori care... Tocmai pentru a le fi mai ușor, băieții au învățat pe de rost tot ceea ce trebuie să facă o fată în pregătirea pentru concurs, iar fetele au învățat tot ceea ce trebuie să facă băieții pentru a se ajuta. Înainte de un concurs sunt ore de antrenament. Nu punem orele de dinainte, dar în timpul acelei zile. Bănuiesc că sunt o grămadă de emoții. Dar începând de când ați ajuns acolo, ce trebuie să faceți? Măi, e uman, emoții sunt în orice îi face. Ajungem, totul bine, ne lăsăm de obicei lucrurile la vestiare. Părinții, din momentul în care ajuns acolo, părinții, dacă mergi cu părinții, nu mai reprezintă un interes pentru tine. Adică trebuie clar să te deconectezi total de ei, pentru că nu o să fac altceva decât să aducă emoții. Mama mea n-a ratat aproape niciun concurs de când dansez și nici nu-și dorește prea curând să o facă. E o fericire să o am mereu aproape, dar este nu un stres, ci o emoție în plus să stai cu ei. După ce ai ajuns, ți-ai lăsat lucrurile la vestiare, te-ai uitat ca și program pe unde te situezi, cât timp mai ai până trebuie să concurezi și din momentul ăla te schimbi niște haine mai lejere de preferat și începi să-ți faci prima oară o încălzire fizică ca înainte de orice efort fizic. După treci la o încălzire specifică, adică anumiți pași de bază pe care noi avem pentru dansul sportiv, ca să-ți încălzești corpul pentru anumite mișcări care sunt specifice. Știu că dansul sportiv n-ai cum să-l faci unul singur, ai nevoie de parteneră. Cum trebuie să fie relația și legătura cu partenera ta când dansezi? Dansul sportiv este un sport de echipă. Paradoxal, echipa înseamnă mai mult de un om, adică când auzi cuplu, nu te gândești la echipă, te gândești la doi oameni. Dar este un dans de echipă, pentru că acolo sunt doi oameni diferiți, cu gândiri diferite, care trebuie să-și pună energiile împreună pentru a crea artă. Până la urmă, dansul este o artă. Este foarte important să existe o legătură între cei doi dansatori. Legătură care ne e definită, cel puțin la noi în club, de mici copii. Nu o să te căsătorești cu partenera ta, nu trebuie să trăiești toată viața cu ea, nu trebuie de acum înainte să mergeți peste tot împreună. Dar în dans ești exact așa cum ești în viață și dansul mereu va arăta adevărata ta natură. Cu cât vă înțelegeți mai bine, cu atât o să se vadă și în timpul dansului. Iar la noi la dans sportiv se schimbă destul de des partenerele, adică odată la câteva luni, dacă ai noroc câteva ani. Durează cu fiecare parteneră ca să se facă un rodaj și ca să ajungeți la o anumită legătură, să vă puteți simți unul pe celălalt într-un anumit fel, durează câteva luni bune. În general, cam vreo jumătate de an durează până te obișnuiești cu un partener sau o parteneră nouă. Am tot vorbit despre dans sportiv, dar bănuiesc că nu toți știu ce înseamnă dans sportiv, așa că
ce înseamnă dans sportiv. E normal să nu știe toată lumea și foarte des când lumea aude dans sportiv sau dans de societate, se gândește la tango. Toată lumea e wow, tango, da. Știu tango, e ăla de-l făceau Tom și Jerry, de mergeau așa într-o parte în aia, de schimbau poziția aia rigidă sau ce-am mai văzut prin alte filme americane. Dansul sportiv este o formă de dans scrisă în niște cărți. Se împarte în două mari categorii, dansuri latinoamericane și dansurile standard. Valsand, vals vienez, tango, slow fox sau foxtrot și quickstep. Deci astea sunt cele 5 dansuri standard. Iar cele 5 dansuri latino sunt samba, cha-cha, rumba, paso doble și jive. Noi ca și sportiv putem alege să ne specializăm pe 5 dintre cele 10, adică pe latino sau pe standard, sau poți alege să le practici pe toate 10 și să rămâi un dansator de 10 dansuri. Exact așa se numește titulatura de dansator de 10 dansuri. Wow! Și cu toate astea 10 dansuri, te-ai dus elegant la tot atâtea concursuri, nu doar 10, la și mai multe. Și ai și câștigat. Care este cea mai importantă, cel mai mare premiu și trofeu pe care ai reușit să-l atingi în toți acești ani ai tăi de experiență? Sunt două chestii diferite. Cea mai importantă medalie și cea mai mare realizare a mea. Cea mai mare realizare o să încep cu ea, pentru că mi-aduce fericire doar să mă gândesc la acest lucru. La cea mai mare competiție din lume, și anume Stuttgart, muzica este live, este cântată de orchestră și este o adevărată onoare să poți dansa pe niște muzicieni care, pe muzica unor muzicieni care știi că au venit acolo special pentru asta și al căror job știi că e chestia asta și care pentru alea 10 minute cât dansezi tu sună de parcă ar fi un cor de gânger, efectiv. Wow. Deci pentru mine este piele de găină este când mă gândesc, piele de găină când mă gândesc că am avut oportunitatea într-adevăr, n-am dansat la Stuttgart. Deci cea mai mare realizare este faptul că am avut ocazia să dansez la noi în țară, la Piatra Neamț, într-adevăr, la un concurs internațional, deci un concurs de talie destul de mare. Ultimul concurs pe care l-am și dansat înainte de pandemie, în care am intrat în semifinală, ceea ce este de altfel o realizare destul de mare, pentru că am intrat la o categorie mai mare și mai grea, fiind și primul concurs de genul ăsta, luând o semifinală, este o realizare pentru noi. Unde am reușit să dansăm pe muzică live, muzică cântată de orchestră, care sună într-un mare fel. Mi se pare că oricine, orice fel de muzică preferă și ascultă, ar trebui să asculte o orchestră cântând live cel puțin o dată. Și ai videoclip de acolo ca să poată să facă Avem, avem videoclip de acolo, o să-l pună Crispy exact acum. Cea mai importantă medalie pe care am luat-o este clar titlul de campion național la secțiunea Latino, categoria C, la 16-18 ani. Categoria C ce înseamnă? Noi suntem puși pe niște scări ierarhice, începem neoficiali, apoi hobby, E, D, C, B, A, S.
Deci astea wow. sunt exact cum ar fi clasa 1, a 2, a 3, a 4. Da. La momentul ăla eram clasă C și am câștigat campionatul național pe secțiuni pentru vârsta mea, pentru clasa wow. C. Este felicitări. Cel mai frumos sentiment să știi că, mulțumesc frumos, îi s-a pus propoziția și acum campionul național la orice categorie, nu contează că e vorba de cei mai mici copii sau că e vorba de campioni noștri naționali care sunt cineva și în lumea dansului mondial. Dar e titlul de campion național totuși. E titlul de campion național, indiferent de vârstă, indiferent de secțiune, este o onoare să știi că ești cel mai bun din țară la, wow. la ceva. Paul Moldovan și Cristina, și Cristina Tătar, care sunt doi dansatori care au dus dansul românesc la un nivel internațional clar și locul 1 mondial la ora actuală este un român care dansează pentru Germania. Wow. Se cheamă Marius Bălan și este cel mai bun dansator din lume la ora actuală. Wow. Dansul românesc este pe o scară de creștere continuă. Dansul românesc urcă și românii noștri reușesc să ne facă mândri în jurul lumii din ce în ce mai tare. Faptul că avem oameni care se bat în topuri, în semifinale și finale mondiale constant, arată faptul că ne ducem într-o direcție bună și că e un sport în care merită să investești timp și bani. Acum probabil ca la orice alt vlog țin să menționez chestia asta, dacă sunt copilași care se uită acum la noi și după vlogul ăsta spun părinților, mami, tati, eu de astăzi vreau să merg la dansuri, ce le recomand copiilor? Crezi că un antrenor este important, clubul e important, ce trebuie să știe ei înainte să se apuce de dans? Important nu este clubul sau instructorul neapărat, cât este dorința ta de a face, de a face asta și de a face asta cu plăcere. Când vorbim de performanță, vorbim de altceva. Din momentul în care vrei să faci performanță, e foarte bine să ieși la un club special pentru performanță, un club în care există și alte perechi care fac performanță, oameni care fac același lucru ca tine și care își investesc energia în același lucru ca și tine, ca să ai niște puncte de referință. Clubul nostru este norocos din punctul ăsta de vedere, ne numim Pro Dance Studio Brașov. Care o să apară chiar și aici sus, aici. Exact. Și eu sunt în acest club de deja de 12 ani, deci sunt o persoană foarte longevivă în acest club. Este o onoare și o plăcere să pot reprezenta clubul acesta, așa cum l-am reprezentat de atâtea ori și în competiții. Și mă mândresc cu faptul că sunt un produs al doamnei Ioana Mihalcea și al celorlalți antrenori care antrenează la noi la club, Marius Iruță, Paul Costin și alții care vin sezonier sau care au plecat de la noi. Înainte să încheiem acest vlog, să nu uităm că tinerii care doresc să intre în acest domeniu, să înceapă să facă acest sport, chiar pot să te contacteze chiar și pe tine, sau pentru că chiar și pe mine, deoarece eu ești instructor. Urmează să fiu instructor acreditat. Momentan pot face și asta și eu, dar ideea este că nu diploma aia te face instructor, informațiile pe care le ai te fac instructor, exact. Felul tău experiența. De a fi, experiența. Într-adevăr, există și o diplomă pentru asta pe care urmează să obțin chiar la începutul verii acesteia. Dar mă puteți contacta pe mine cu drag sau puteți contacta pagina de Facebook, Instagram, ce o să punem aici de la mine de la club. Există cursuri de începători și nu avem doar dans sportiv, avem și dans popular și vă așteptăm cu drag să experimentați, poate chiar și pentru o oră, ce înseamnă lumea dansului. Acum că am ajuns la încheiere, dar înainte de toate, pentru că așa fac, e obișnuit aici la... Cunosc că sunt unul dintre cei mai mari fani, am urmărit toate vlogurile, deci nu... Deci ar trebui știi eu să te explic, ar trebui să te explic eu ție cum să faci. Deci știi ce urmează, acum înainte să ieșim din acest minunat vlog, ce ai putea să transmiți oamenilor înainte să plecăm? Vreau să le transmit oamenilor, în primul rând, energie pozitivă și... Cred că dacă ar fi un lucru pe care aș vrea să îl dau mai departe și îl dau mai departe fie de când am ocazia, este faptul că, fraților, aveți o grămadă de timp. Dacă eu cu atâtea antrenamente și cu atâtea activități și tot ce fac, eu reușesc să am timp și pentru mine și pentru lucruri cum ar fi acest vlog,
sunt sigur că și voi aveți. Manageriați-vă cum trebuie timpul și un sport v-ar ajuta foarte tare. Pentru că, din nou, sport înseamnă disciplină și disciplina te ajută pe tot parcursul vieții, nu doar pe timpul carierei sportive. Așa că învățați să vă manageriați timpul și dați-vă copiii la sport. Dați-vă copiii la sport. Super, ați primit o grămadă de energie pozitivă. Folosiți-o cu chipzuială până la următorul vlog. Și acum, pentru că aici ne oprim, dacă doriți să rămâneți alături de noi în continuare și să ne urmăriți, puteți să o faceți pe Instagram la Mititelu Andrei și mie, vă rog. Nu uitați de Facebook, pentru că puteți să ne găsiți și acolo. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un subscribe, un țoclopel, să-l activați, pentru că vă ajută să vă reamintească când postăm următoare vloguri și mai interesante, nu că ăsta ar fi, dar la fel de interesante în viitor. Și un mare like de, dacă v-am făcut să zâmbiți și v-am adus energia pozitivă acasă. Iar cu toate astea fiind spuse, mai vrei să spui tu ceva? Eu zic că e perfect, am încheiat pe un ton fericit. Exact, doar să-i salutăm, să-i pupăm tare și să vă pregătiți pentru vlogul următor. V-am pupat! Salutare!